Hai să vă rog, băgați. Uitați. Și tot i-a aruncat. Aceste imagini au fost filmate la câmpul lung Mușel, chiar în centrul municipiului, la un loc amenajat pentru tomberoanele de colectare a gunoiului menajer. În spatele casei de cultură a sindicatelor din localitate, reprezentanții unei asociații de protecție animalelor se duc zilnic și caută prin pubele animale abandonate. Cântecele cățeilor au fost auzite de câțiva trecători care au anunțat poliția locală și reprezentanții asociației Anima din oraș. Am primit un telefon de la cineva de la poliția, cum să spun, poliția asta, locală. Locală, că sunt aruncați la gunoi 7 cățeluși. Iată. Acești căței au doar câteva zile și erau aruncați pur și simplu în tomberon, într-o cutie de carton. Gestul nu este singular. Reprezentanții asociației spun că au găsit câini abandonați în pungi, chiar și la grupul sanitar al celui mai cunoscut restaurant din oraș. M-a sunat o doamnă. Ce, dumne, veniți că e un pui ceva aici, într-o sacoșă. Chiță. Când m-am dus era... Erau mai mulți? Nu, unul era într-o sacoșă și în toaletă. Iubitorii de animale merg mai departe și spun că legea eutanasierii nu face deloc bine și atrage numai catastrofe. O țară care a legiferat crimă, uitați-vă de ce avem pe parte. E cu tremure și de toate mizerii. Nu se poate așa. În Argeș sunt 6 adăposturi mari pentru câini. 2 la Pitești, unde este și cel mai mare din lume, 2 la Mioveni și câte unul la Câmpul Lung și Curtea de Argeș. Toate sunt pline și nu mai fac față ritmului de abandon.